Să fii prezent. Spun că este nevoie și să recomandăm o educație a prezenței inimii la Dumnezeu, cât mai permanent. Aceasta e rugăciune neîncetată. O vibrație continuă către Dumnezeu, care nu ți-a timp, care nu te obosește și fără discuție, în felul ăsta vine o limpezire sufletească, respectiv o libertate, că nu se poate decât în Hristos o libertate, adică tot omul trebuie să fie prezent, pentru că se poate să nu fie, există și iad. Aici? Și aici și aici, că împărăția cerului e în tine. Care este momentul tu, dacă îl trăiești, momentul acesta, dacă îl trăiești sincer, intens în Dumnezeu, tu ai deja o relație cu veșnicia. Și puțin lucru este să ai relație cu veșnicia.